Doamna Grapini? Domnul Dumitrescu, sunt foarte mulți factori care au contribuit la protestele de acum și cred că guvernarea, numai dacă e naivă, nu se aștepta la așa ceva. În primul rând, suntem singura țară din Europa și pot să aduc argumente care, în afară de restricții, n-a venit și cu pachet de stimulare pentru mediul economic și de explicații față de cetățeni. Deci suntem singura țară din cele 27. Vedeți că Spania a început să experimenteze acum de la spectacole cu mii de oameni, cu testări. Se comunică foarte mult cu cetățenii și cu firme. Firmele n-au primit acele compensații din noiembrie anul trecut și sigur că sunt la limita existenței. Categoric nu mai pot să reziste. Măsurile contradictorii care le-au luat, pentru că chiar dumneavoastră astăzi arătați cum un ministru nu poartă în incintă, într-o clădire închisă, mască, în același timp se cere cetățenilor să poarte mască. De ce nu luăm exemplu Suediei? Că tot aud politicieni care vin și dau, da, așa și în Franța, da, așa și în Germania. Păi am să dau exemplu celui care a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană, care spunea că doamna Merkel nu știe că un dop scos de la șampanie nu se mai poate pune la loc. E, și guvernul trebuie să înțeleagă că odată pornită această, pe bună dreptate, și ca și membru în Comisia Libertăți Civile și Justiție, susțin dreptul cetățenilor de a protesta. Îi îndemn să nu fie cu violență, dar de protest, da. Pentru că nu există, eu sunt în a doua carantină la Timișoara, a fost și anul trecut și anul acesta, fără niciun rezultat. Deci nu s-au făcut testări, nu s-au izolat cei care sunt pozitivi, ci se izolează anapoda cu efecte economice, dar și asupra sănătății mentale a oamenilor. Să știți că am discutat cu mulți psihologi și copiii sunt foarte afectați de toate aceste măsuri. Părinții sunt la capătul răbdărilor, nu mai au răbdare să le explice, nu mai există acea comunitate de familie datorită supra stresului. Și am să vă spun următorul lucru cu ce nu sunt de acord, ce am văzut la secvențele date de dumneavoastră. La Timișoara s-a întâmplat și săptămâna trecută și am făcut o scrisoare deschisă domnului Cățu, bineînțeles că n-am primit răspuns ca la fiecare scrisoare, în care am solicitat să explice public de ce un cetățean din Timișoara este dus la psihiatrie dacă înjură un secretar de stat, da? Sigur că nu trebuie să înjure, dar să-l iei direct și să-l duci la psihiatrie. Mie mi se pare că suntem nu în comunism, suntem în perioada anilor când se ridicau de acasă cu arcanul. Deci este inadmisibil să se comunice și să se acționeze asupra cetățenilor care au drept de a protesta în felul în care se întâmplă acum. Și mai este o problemă. Ați văzut astăzi la Romex, eu la dumneavoastră am văzut la televiziune, da, cozile acelea imense de sute de oameni. De vaccin. Păi cum să spui nu-i voie la protest mai mult de 100 de oameni și tu ții în mod organizat de către guvern oamenii aceia 5-6 ore să ajungă la vaccin? Așa deci guvernul acesta este absolut depășit și cred că singura soluție este să vină un guvern care să gestioneze această situație din România.